A început curățenia de primăvară în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Aspectul orașului va fi unul nou, proaspăt, în ton cu anotimpul renașterii. Primarul municipiului, Marius Creciu, a venit să se asigure că lucrările de toaletare merg ca pe roate. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin se fac ample lucrări de toaletare a spațiilor verzi. Odată cu venirea anotimpului primăvara, sunt necesare aceste acțiuni de curățare, dar și stilizare a spațiilor verzi din oraș. Astăzi, în parcul central din oraș, echipele de la Spații Verzi, în colaborare cu echipele primăriei, s-au ocupat îndeaproape de natură pentru a asigura curățarea pomilor de crengile uscate, defrișarea arborilor uscați sau nefolositori, înlocuirea gazonului și nu numai. Ce lucrări avem în derulare acum? Facem toaletare, da. Avem arbuși care unii sunt uscați, îndepărtăm crengile uscate din pom. De asemenea, spațiile verzi din cartiere, destinate relaxării cetățenilor, au fost în vederea municipalității, edilul asigurându-se că echipele responsabile de curățenie s-au ocupat de toate demersurile necesare pentru a întâmpina primăvara cum se cuvine. Știu că ați fost și în cartiere. Cum au funcționat lucrările în cartiere? Și acolo stau foarte bine, da. Da. Deci tot la fel, tăieri da. De arbuști. Toaletarea este foarte important, da, ca să până nu dăm ugurașe, da. Avem circa 3 săptămâni la dispoziție. Mai mult decât atât, înfrumusețarea nu se rezumă doar la igienizarea spațiilor verzi, ci vine la pachet cu plantarea unor diverse sortimente de care vor schimba radical aspectul municipiului, începutul de primăvară fiind completat de paleta de culori a acestora, creând astfel tabloul perfect al unui municipiu la standarde europene. Aici flori? Aici în spatele înlocuim nostru. Gazonul ăsta care nu prea are o mare valoare cu roturi de flori. Mai avem roturi de flori și în dreptul statuilor. Ce flori punem? Avem petuni, mușcate, avem tot felul. Facem niște lucrări de igienizare, se intervine cu motocultoare, cu drujbe, cu tot ce se poate face pentru a înfrumuseța zona. Cam ce tipuri de flori o să plantați? Suntem în căutare deocamdată, pentru că trebuie să facem niște aranjamente, o să schimbăm puțin fața locului, o să intervenim cu flori de primăvară, sezoniere. O să vedeți, o să fie ceva foarte frumos. Europenizarea orașului nostru, unul dintre importantele puncte de trecere a frontierei, a devenit o prioritate pentru autorități. Acest lucru resimțindu-se prin toate acțiunile de până acum ale edilului orașului, Marius Creciu. Pe lângă igienizarea spațiilor verzi din municipiu, se au în vedere spațiile de joacă, băncile și alte piese de mobilier urban care au nevoie de reabilitare sau care trebuie schimbate. Lucrăm la amenajarea spațiilor verzi, la defrișări, tăiem arborii uscați și nu numai cei uscați, și arbuștii care n-au nicio valoare dendrologică, arbori strâmbi. Venim cu igienizarea tuturor spațiilor pe care le avem în subordinea primăriei. Nu lucrăm doar cu firma care se ocupă de spațiile verzi, ci avem și echipele primăriei în acest moment pe teren. Nu lucrăm mai la spațiile verzi, am luat la, să zic așa, în inventar tot ce înseamnă bănci, locuri de joacă. Toate lucrurile acestea le avem în vedere ca odată cu vremea bună și cu folosirea lor de către cetățeni să poată fi puse în funcțiune toate. De-a lungul anilor au fost realizate zeci de investiții menite să ducă la dezvoltarea orașului nostru și asta datorită lui Marius Creciu, un primar implicat activ în viața comunității sale, care a prioritizat de fiecare dată nevoile cetățenilor.